Doamne ajută, dragii mei, iată-ne, astăzi suntem cu grupul la Sfântul Ioan Rusu, făcătorul de minuni. Mulți dintre dumneavoastră ați fost aici, îl iubiți, pentru că ați simțit ajutorul Sfântului Ioan Rusul prin mijlocirea către Dumnezeu. Tocmai ce am făcut acum acatistul Sfântului Ioan Rusu, adică l-am citit împreună cu grupul cu care sunt și așa cum am rugat și pe ceilalți sfinți, rog și astăzi pe Sfântul Ioan Rusu să trimită harul lui și tămăduire tuturor celor care aveți nevoie. Vă port pe toți în rugăciunile mele. Sfinte Ioane Rusu, te rog din inimă, ai grijă de toți care mi-au spus mie să mă rog pentru dânșii. Ai grijă, Sfinte, de toți pe care mi-a rânduit Dumnezeu să-i mărturisesc, să-i dezleg și să-i împărtășesc. Ai grijă, Sfinte Ioane, de toți care mi-au spus să-i pomenesc, alinele suferințele, tămăduiește bolile, le dă pace și liniște. Har, pace și bucurie vă doresc tuturor. Amin. Celui care din Rusia a fost adus ca să împartă lumea întregi binecuvântare lui Dumnezeu, să-i cântăm cu gură de Sfinte Ioane, ales de mărturisitorul cu Hristos, sunt preînvinut ai mântuirii, cu lumina de Domnul Iubirea, minunat Ioane. Toți din dulceața Mântuitorului Dumnezeu, ai urmat cuvântul celui de ce a zis, cine crede în mine să-și ia crucea și să-i rinuneze mine. Pentru aceasta noi te lăudăm, cu gură de Bărbaba, Bisericii Sfântuncești, Mireasa lui Hristos, bucură-te, Mamă Duhovnicească, acea doctoritor de frăție, bucură-te, odrasă Sfântă a Pământului Rusesc, primisă la tainică apostolat, bucură-te, moștenitor al înfrânării cuvioșilor, Antonie și Teodosie de la Pecesca, bucură-te că ai crescut într-o familie de binecredincioși, bucură-te că ai luptat împotriva tuturor furitori ai lui Hristos, bucură-te că nu te-ai biruit de deznădejde când ai fost primit, ai primit crucea de robie, bucură-te că dă-i fii de Dumnezeu, ai răbdat, dă-i nenumărat, bucură-te că scuipările nu au întinat frumusețea ta, bucură-te, iarbă de care s-a sfârmat în spatele de cele nelegiuite ale gândurilor, bucură-te că deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat tot, bucură-te că ai fost vreun urmat al cetelor de mucenici și mucenice, bucură-te, Sfinte Ioane, ales de mărturisitor al lui Hristos, cine poate să mă despartă de dragostea lui Hristos, dragostea Hristosul meu, care a venit în urmă și de a rog, ascult poruncile tale, dar în credința mea, în Domnul Hristos, nu îmi ești stăpân, îmi amintesc de potrivirile sale și sunt bucuros să primești și eu cele mai bucurii de chin, dar de a meu Iisus Hristos, mă lept, i-ai spus că Dumnezeu, cântând în inima ta, aleluia, amin. Au părăsit dreaptă credință cei care s-au temut de suferință și cei iubitori de dezvătări primind învățăturile rătăcite, neplecându-și genunchii la Dumnezeu străin, rugându-te să păzești urma lui Hristos de orice înșelare, de cinstim ca pe unul părinte al nostru, zându-ți acestea, bucură-te că nu ai cărțit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirile tale, bucură-te că ai primit răstrimirea voii tale din locul de cerelor, ce te frigoneau, bucură-te ce cer. Unvinte Hristos te-ai asemănat lui Bușlătem, că deși ai fost pus să trăiești între animale, jețuite, îngerește, bucură-te că prin nevoințele tale, grajdul se umplea de până mireasmă, bucură-te că sfințindu-l prin rugăciune, nu ai primit să te muți din el, bucură-te că te împărtășeai în fiecare săptămână cu Sfintele Taine, bucură-te că ai purtat cu sfială și
și smerenie în numele Botezătorului, bucură-te, ai purtat în minte și în inimă pilda sa jefelnică, bucură-te că ai că fără purtare din furtuna cângetelor ai ieșit, bucură-te, că prin statornicia credinței și pildă Duhului, bucură-te, cardele care ai iar în de lemnul rândării, bucură-te, Sfintei Marea Rezului, Mătursitor al lui Hristos, nu numai credincioși și au început veșnicia din Sfinii tale, ci și în Sfântării Iulia ta, căci pentru rugăciune ai primit stăpânului tău, a furiei cântare din Procopie până la Meca, pe care lucru neputând să-l înțeleagă, toți au strigat, aleluia! Nimic nu este cu neputință celor ce cred tărie, că păcătorul celor și-a pământului de grabă împlinește rugăciunile lor, chiar de nu am văzut cu ochii trupești, iar cu inima mea că ai făcut și ceea ce părea cu neputință, mai pentru a arăta stăpânului tău și celor din preună cu el, puterea Domnului tău pentru care îți cântăm, bucură-te că nu te-ai îndoit în prezența ta, vânădejde neclintită în Dumnezeu, bucură-te că de la Procopie la Meca ai trimis o farfurie cu mâncare, bucură-te că, deși turcii au dus de tine, ai simțit binecuvântare cerească, bucură-te că stăpânul tău, întorcându-se acasă, a început să te cinstească, bucură-te că până și cei întunecați la minte au priceput suflete, au priceput sfințenia ta, bucură-te că la înmormântarea ta au venit chiar și musulmani și armeni. Bucură-te că din rânduială cerească făcuria aceea este și astăzi semn al minunii săvârșite de tine. Bucură-te că după multe veacuri arătându-te femeii la care se afla farfuria, e cerut să o aducă la biserică. Bucură-te că cei care cereau semn și minuni au primit cu isosință. Bucură-te că te-ai asemănat prorocilor din legea cea veche. Bucură-te, stabilă care oprești rătăcile și izgonești lupii de la turma cea cuvântătoare. Bucură-te că pe toți ai copleșit prin virtuțile și minunile tale. Bucură-te, Sfinte Ioane Alesule, Mărturisitor al lui Hristos. Nu a ținut Dumnezeu lumina. Înapoi la dragostea cea firească. La fel i-ai ajutat și pe alți tineri care, părăsind căile de pierzanii, au cântat de Dumnezeu îndurătorilor, aleluia. Mulți sunt cei care apucă pe drumuri greșite, iar rudele lor sunt cuprinse deja. Vină și întoarce la slujirea lui Hristos pe cei care au căzut în păcat, fiind și în cursele vrăjmașilor, bucură-te că mama lui Tanasis și-a văzut dorința primită. Bucură-te că văzându-și fiul acasă s-a bucurat împreună cu cetele îngerești. Bucură-te că te îngrijești ca cei ce s-au pocăit să nu se întoarcă la cele rele. Bucură-te că îi liniștești pe cei care suferă amar pentru căderile celor apropiați lor. Bucură-te că dai nădejde de mira celui ce a trecut pentru cei păcătoși. Bucură-te că nicio cădere nu poate stăpâni iubirea lui Dumnezeu. Bucură-te celor ce ne înveți să urăm păcatul fără a judeca pe cei care cad în el. Bucură-te celor ce ne ajută să ne judecăm pe cei care cad în el. Bucură-te să ne rugăm unii pentru alții. Bucură-te, Sfântul Imane, alesul mărturisitor al lui Hristos. Deși văduva care fusese de casă nu se servi niciodată ajutorul, frângerea a ajuns și la urechile tale și tu nu ai și-o vei să o liniștești, curajându-o să se ducă la judecată pentru a dobândici Sufletul Sfântului. Și încă mijlocirea ta este mai tare decât cervicea judecătorilor iubitorilor de la Sfinți. Te chemăm și noi în ajutorul celor nedreptățiți, al celor ce îi cântă dreptul judecător, aleluia. Arzătoare fiind dragostea ta pentru oameni,
nu numai pe cei care au auzit de numele Tău îi ajut, ci și pe mulți din cei greu încercați de nevoi. Să nu rămână departe din mira Ta cei pe care îi poți ajuta, că a văzut puterea Ta să-ți cânte împreună cu noi. Bucură-te că ai ajutat-o pe văduva pe care rudele vreau să o înșele. Bucură-te că ai așezat-o în casă care i-a rămas moștenire. Bucură-te că s-au rușinat cei care cugetau vicleșuguri cu nerușinare. Bucură-te că ai sărit în ajutorul celui rămase fără ajutor de la oameni. Bucură-te că pe mulți alții ai izbobit din cursele vrăjmașilor. Bucură-te că trăiești fericirea celor însetați de dreptate. Bucură-te, prigonitorule, al celor ce prigonesc. Bucură-te, luptător destoinic împotriva înșelătorii, furtișagului și nedreptății. Bucură-te, cel care răstorni urzelile judecătorilor nevrednici. Bucură-te că ești iscusit judecător și nu te pot înșela cei ce ți se roagă cu fățărnicie. Bucură-te, balanța dreptului judecător spre care alergăm în necazuri. Bucură-te, cel care îi îmbraci pe cei săraci și îi hrănești pe cei flămânzi. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesul mărturisitor al lui Hristos. De multe ori uităm să-i prăznuim pe cei de care lumea nu a fost vrednică, pe sfinți care au strălucit printr-o viețuire aleasă luminând pământul. Tu, dar, Sfinte Ioane, te bucuri împreună cu ei când cinstim pomenirea voastră și pentru care v-a rânduit ca apărătorii noștri, îi mulțumim Domnului prin cântarea Aleluia. Așa sunt, uitați, prietenii? L-ai întrebat pe bătrânul Nicolae, care nu și-a adus aminte că este praznicul tău, iar el, auzind blânda ta mustrare, a lăsat toate ca să vină și să se închine ție și să-ți cânte împreună cu cei care te iubesc ca pe un ocrotitor al lor. Bucură-te că prin pomenirea ta poți ajuta credincioșilor. Bucură-te că prin tine mi s-a arătat că sfinții nu trec cu vederea prăznuirea lor. Bucură-te că prin aceasta am fost îndemnat să-i cinstim cu și mai multe blagă. Bucură-te că nu te ispii să-l mustri fără răutate pe bătrânul Nicolae. Bucură-te că auzindu-te el a venit grabnic la moartele tale. Bucură-te că s-au înălțat către tine rugăciunile sale smerite. Bucură-te cel ce aștept să avem și noi credință curată ca a sa. Bucură-te că nu te îndepărtezi nici de cei care nu știu să se roage ție. Bucură-te, prietenule, al celor ce vor să le fie aproape. Bucură-te, cel ce nevăzut călătorește alături de ei pe marea vieții. Bucură-te că ne chem să cinstim și noi cum se cuvine pomenirea ta. Bucură-te că le dai credincioșilor cele de trebuință pentru a veni la biserica ta. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisor al lui Hristos. Nu te vom uita, Sfinte. Cine s-a fără răspuns, deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare, cred că ne poți ajuta și pe noi ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude și cântări de Aliluia. O Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclia Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și ne lăsa fără răspuns, deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare. Credem că ne poți ajuta și pe noi ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude și cântări de Aleluia. O Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclia Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și ne lăsa fără răspunde și nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare. Credem că ne poți ajuta și pe noi ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude și cântări de Aleluia, 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 Aleluia. Grănitul te-ai din tinerețe cu lumina adevărului oprea minunatul Ioane, sorbind dulceața învățăturilor dumnezeiești, ai urmat cuvântul celui ce a zis: cine crede în mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Și pentru aceasta noi te lăudăm. Bucură-te, podoaba bisericii sobornicești, mireasa lui Hristos, bucură-te, masă duhovnicească a celor doritori de curăție, bucură-te, odrasă sfântă a pământului rusesc, trimisă la
tainic, apostolat, bucură-te moștenitor al înfrânării cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Pecersca, bucură-te că ai crescut într-o familie binecredincioasă, bucură-te că ai luptat împotriva turcilor culitori ai lui Hristos, bucură-te că nu te-ai biruit de deznădejde când ai fost prins, când ai primit crucea de robie, bucură-te că, întărit fiind de Dumnezeu, ai răbdat bătăi nenumărate, bucură-te că scuipările nu au întinat frumusețea ta lăuntrică, bucură-te, piatră de care s-au sfârmat sfaturile celor nelegiuiți și chinuitorii tăi, bucură-te că, deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat lor, bucură-te că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Să ne rugăm, o Sfinte Ioane, pentru toate lăudate și de minuni făcătorule, primește această umilă rugăciune de la noi, nevrednici tăi rod, căci către tine ca la un gramnic folositor alergăm noi, chemându-te pe evlavie, vino Sfinte și vezi rănile și durerile noastre. Ia aminte la suspinele noastre, că știm, Sfinte, al lui Dumnezeu, că deși ai primit greu pentru, că deși ai pătimit greu pentru dragostea lui Hristos, dar prin viețuirea ta ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după moartea ta și după trecerea ta la viața cea veșnică, cine a năzuit la ajutorul tău și s-a rugat cu credință, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat și nu l-ai trecut, cine te-a chemat și tu l-ai trecut cu vederea, sau cine s-a rugat ție și nu l-ai auzit. Minunile și ajutorul tău, Sfinte, ne-a făcut și pe noi păcătoși și să alergăm la ajutorul tău. Am auzit de minunile pe care le-ai făcut și de minunea pe care ai făcut-o trimițind prin rugăciune o farfurie de mâncare din Procopie până la Mecca. Am aflat de vindecările tale minunate, de mulțimea de bolnavi care au aflat izbăvire din suferințele lor. Credem că Dumnezeu te-a prostăvit prin minuni fără de număr. Oare pe noi ne vei lăsa fără ajutor să nu fim noi lepădați de la dragostea ta, Sfinte, chiar dacă viețile noastre sunt pline de fără de legi, aducându-ne aminte de mijlocirile tale binecuvântate, credem că tu același ești, Sfinte, astăzi ca și atunci și că nimeni din cei ce se roagă ție nu rămâne fără ajutor. Pentru aceea și noi, fiind scârbiți și în pagube, alergăm la tine cu credință și lacrimi, îngenuchind, ne rugăm ție, Sfinte Ioane, să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea jertfelnică, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Roagă-L să depărteze de la noi dreapta sa mânie, să apere orașele, satele și toată țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremuri, de boli și răni aducătoare de moarte, de năvălirea asupra noastră altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Mijlocește, Sfinte Ioane, păstoriților noștri, râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune, purtare și învățătură cu cernicie și tărie în ispite, tuturor numuitorilor purtare de grijă față de supuși, iar supușilor îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor, ca astfel, în pace și cu cernicie, să petrecem veacul acesta, să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.